Oran Gostio este vicepreședintele Asociației Europene a Părinților, iar preț de câteva ore a acceptat provocarea de a răspunde la întrebările formulate de către reprezentanții instituțiilor locale care au luat parte la această ședință. Una dintre temele abordate de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean din Măghedinți a fost și siguranța în școli. Să preluăm ce este bun, ce au plâns și au trecut prin situația noastră, probabil cu ani buni în urmă. Noi, în România, Asociația de Părinții, Federația Națională, nu are o vechime foarte, foarte mare. Expertul francez le-a vorbit celor din sală mai apoi despre importanța pe care o are comunicarea dintre părinți și școală pentru dezvoltarea unei relații de durată care să fie în avantajul elevului. Pe pensez că par un travail d'echipe. Care nu se poate face decât într-o muncă de echipă. J'aime bien prendre toujours les exemples du monde sportif. Îmi plac exemplele din lumea sportivă. On peut avoir l'équipe avec les meilleurs stars. Si ils savent pas jouer ensemble, ils gagneront jamais. Dacă noi lucrăm împreună, nu vom câștiga niciodată. Et à l'école, c'est la même chose. Si on n'arrive pas, ne-a bucurat această prezență pentru că a deschis un subiect destul de important în ceea ce privește rolul părinților în factorul educațional. Am constatat preocuparea permanentă la nivelul județului Măhedinți și a fost relevată încă o dată această preocupare de a implica părinții în toate actele decizionale ale școlii. În sala în care s-a desfășurat evenimentul de astăzi, au fost prezenți reprezentanții mai tuturor instituțiilor de învățământ din municipiu, alături de cei Inspectoratului Școlar Județean. Evident, pentru noi acest lucru înseamnă foarte mult și, într-adevăr, majoritatea părinților, reprezentanților părinților au răspuns prompt la invitația noastră de a participa la aceste discuții referitoare la atitudinea elevilor, la relația dintre școală și părinți și este foarte important ca noi toți să comunicăm. Oaspetele francez a lăsat să se înțeleagă că țara noastră are potențialul necesar pentru a ajunge la un nivel de comunicare optim necesar pentru ca evoluția elevului să nu fie afectată negativ, așa cum se întâmplă când triunghiul copil-părinte-dascăl nu funcționează eficient. Tocmai asta este, de aceea au existat probleme, nu există o comunicare în primul rând între părinți și copii și apoi între școală și părinți, dacă vreți, și acel triunghi școală-părinți-copii. Când această comunicare va exista cu adevărat, desigur că lucrurile vor merge mai bine, iar rezultatele se vor cunoaște. Instituțiile de învățământ din județ se bucură de susținerea totală a reprezentanților administrației județene și locale care se implică activ în renovarea clădirilor unde învață elevii, ori în dotarea cu aparatură modernă necesară pentru studiu.